Bună ziua, domnul Virgil Popescu, deputat PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru Industrie și Servicii din Camera Deputaților. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Virgil Popescu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Ați anunțat astăzi în Parlament că PNL va depune o moțiune pe energie împotriva ministrului Anton Anton. Cum se numește moțiunea? Este susținută și de alte partide. Dați-ne câteva detalii. Da, este o moțiune simplă pe energie, SOE, sistemul energetic, PSD și ALDE duce România în beznă. Dacă vă aduceți aminte, noi am mai încercat și anul trecut să depunem moțiune pe energie, dar până acum au fost respinse de către birou permanent sub un pretext absolut așa fantezist, că ceream demisia ministrului energiei. Și chipurile ce se întâmplă dacă moțiunea ar fi aprobată de Parlament, că ar trebui să-l demite și ar însemna o moțiune de cenzură. De data aceasta văd că a fost acceptată moțiunea de cenzură, a fost birou permanent astăzi și vom avea luni la ora 5 dezbaterea moțiunii simple pe energie. Este o moțiune care, după părerea noastră, trage un semnal puternic de alarmă, un semnal puternic de alarmă în sensul că ALDE și PSD și-au bătut joc de sistemul energetic. Prețurile la energie electrică au crescut așa în 3-4 ani cu 20%. Prețurile la gaze naturale au crescut cu vreo 15%. Avem o dezbatere de 5 ani de zile strategia energetică a României. Ministrul Anton Anton, când a venit în Parlament să se investească ca ministru, a spus că îi va da drumul și că va finaliza strategia energetică. Acum, ca să vezi, strategia energetică este blocată de colega de partid a domnului Anton Anton, de doamna Grațiela Gavrilescu, de la Ministerul Mediului, nu are aviz de mediu. Deci mi se pare că se face un ping-pong cu strategia energetică și asta nu poate decât să dăuneze sistemul energetic. Nu știm, practic, în ce este mai bine să investim în dezvoltarea sistemului energetic. În această moțiune, ce îi reproșați, practic? Păi încep să vă spun emoțiune. Exact asta începeam să vă spun emoțiune. Creșterea prețurilor, odată. Doi, nu avem o strategie energetică, toate că și-a asumat cu va finaliza. Strategia a început-o fostul ministru Răzvan Niculescu, au continuat-o miniștrii de miniștri și acum... A stagnat. Stă în dezbatere publică, așteptând avizul Ministerului Mediului. Mie mi se pare greu să cred că un ministru al mediului nu dă un aviz pentru strategie energetică. Care culmea este în același partid. Prieten de coaliție. Dacă nu se înțeleg, să ducă la domnul Tăriceanu să-i arbitreze. 3. Securitatea energetică a României. Deci este pentru prima dată, cred că în istoria României post-decembristă, când un guvern pune în pericol securitatea energetică a României. S-au blocat toate marile proiecte. Proiectul exploatării gazelor din Marea Neagră este blocat. Petrom a anunțat că se mai gândește dacă investește. Exxon a spus că acest cadru legislativ din momentul de față nu permite investiții, a fost mai legat, nu permite investiții și că mai așteaptă. Ce înseamnă asta? Exploatarea gazelor din Marea Neagră însemna clar o independență energetică a României. O blocare a exploatărilor din Marea Neagră simultan cu o decădere a producției, pentru că este normal producția de gaze din onshore, de pe țărm, să spunem, de pe continent. Este în scădere, resursele sunt spre finalizare, spre maturitate. Înseamnă o dependență mai mare de gazul rusesc. Dependență mai mare de gazul rusesc înseamnă, clar, importuri mai mari din Rusia, înseamnă că acest guvern ne ține dependenți de Rusia. Ce mi se pare mie ciudat? Transgazul care construiește în momentul de față într-un ritm foarte alet conducta Brua, care ne pune pe hartă, practic este un gazoduct care leagă Bulgaria, România, Ungaria și Austria și prelungește practic culoarul transversal de aducere de gaze din Azerbaidjan către Europa și trece prin România, dintr-o dată e pusă sub semnul întrebării atât de către ministrul Bădălău, care refuză să-i aprobe transgazului planul de dezvoltare pe 10 ani, sub pretextul că nu a pus bani în buget pentru dezvoltarea distribuției de gaze. Că practic nu sunt bani pentru... Pentru Broa sunt bani. Pentru că nu a pus în acest program de dezvoltare distribuția de gaze pe teritoriul românesc. Păi ce treabă are transgazul cu distribuția de gaze? Distribuția de gaze este la Ministerul Dezvoltării. Poate fi la Ministerul Energiei, dar nu la Operatorul Național de Transport, care asigură transportul de gaze. Or, ca să înființez o distribuție de gaze, trebuie să fac un studiu de fezabilitate întâi și să demonstrez că este viabilă acea distribuție de gaze. Deci nu-l oprește nimeni
pe guvern să facă, să aloce bani în așa fel încât să dea drumul la studiile de fezabilitate. Nu poți să acuzi operatorul național că nu face el studiile de fezabilitate. Distribuția nu-i treaba operatorului național. Ori, pe surse din Ministerul Economiei, se spune că domnul Bădălău este interesat de ca anumite companii să participe la construcția broa și din cauza aceasta trage frâna de mână. Tot practic, sunt niște interese sunt niște interese financiare personale și financiare foarte mari. Pe de altă parte, mi se pare ciudat ca un consilier al premierului pe probleme de energie, domnul Ciocănelea, să reproșeze sau să ceară anularea licitației pentru conducta Tuzla-Podișor. Conducta Tuzla-Podișor face legătura, ca să se înțeleagă, face legătura între punctul de intrare al gazelor din Marea Neagră și Podișorul fiind aproape de Giurgiu, aici lângă București, și sistemul energetic, sistemul de transport național și broa. Păi dacă tu pui acest, în balanță această conductă, înseamnă că pui în balanță exploatarea gazelor din Marea Neagră, înseamnă că ai un interes să blocheze acolo ceva. Deci deja v-am dat două semnale contradictorii pe care oameni din Guvernul României le pun tocmai pentru a bloca două proiecte de interes major pentru securitatea energetică a României, exploatarea gazelor din Marea Neagră și conducta broa. Are această moțiune și susținerea altor partide? A discutat PNL-ul și cu altă partidă pentru a susține moțiunea? Eu sunt convins că cei de la USR vor susține, cei de la PMP vor susține, cât și Pro-România. Cred că toată opoziția se va uni în a susține această moțiune. Nu au semnat... Dar n-au fost discuții Nu au fost discuții cu privire la a susține această moțiune, dar eu sunt convins că până luni ne vom înțelege toți și... Vom susține această moțiune. Să revin la moțiune. Nu sunt numai aceste trei lucruri. Deci, pe lângă securitatea energetică a României, punem în dezbatere și un lucru care poate vi se pare așa hilar. Deci, nu suntem în stare să dezvoltăm distribuția de gaze naturale în România. V-am explicat ce vrea domnul ministru Bădălău. Dar din 17 septembrie, Guvernul României trebuia să emită o hotărâre de guvern prin care trebuia să se scoată, să publice normele metodologice de aplicare a legii, în așa fel încât primăriile, care sunt autorități contractate în momentul de față a distribuției de gaze, să știe cum să facă caietul de sarcini și contractele. Suntem astăzi în luna aprilie a anului următor. Nici până acum nu a fost publicată această hotărâre. Păi, asta înseamnă chiar își bat joc inclusiv de consumul de gaze, inclusiv de cetățeni de români care ar vrea să încălzească cu gaze în România. Dar de ce credeți că se întârzie pe... Eu vă spun sincer că am avut la interpelări, am discutat cu ministrul Anton și de fiecare dată îmi spunea, e blocată la finanțe. Am făcut o declarație de presă, l-am somat pe Teodorovici să semneze, a semnat. Ba că e blocată la dezvoltare, că s-a schimbat ministrul de la dezvoltare. Până la urmă a semnat și ministrul dezvoltării. Ba că e blocată la justiție și că au dat niște obiecții. A semnat și Tudorel Toader. Am înțeles că ar fi fost pe surse aprobată săptămâna trecută, miercuri. Astăzi suntem miercuri. Deci, nici după ce au aprobat-o, dacă au aprobat-o, n-au publicat un monitor oficial și au trecut 7 luni de zile. Deci guvernul chiar își bate joc de oameni. Și asta este o nouă temă în moțiunea simplă împotriva ministrului Anton Anton, pentru că mie mi s-ar părea normal dacă un ministru are voința politică și dorește să scoată hotărârea de guvern, nu o scoate în 107 luni și nu așteaptă după avize. La orice ședință de guvern se poate întâlni cu ministrul respectiv și spune deblochează, îmi dăm drumul la aviz. Dacă își dorește. Dacă nu își dorește, o lasă așa pe circuitul birocratic și rămâne. Rămâne pe circuitul birocratic. Mai vrem să discutăm și despre ordonanța 114 în moțiunea simplă. Am tot discutat separat despre ordonanța 114. Știm că sunteți unul dintre cei mai vehemenți critici la adresa acestei ordonanțe, pentru că până la urmă acea taxă de 2% a rămas, chiar dacă pentru societățile care produc energie electrică pe cărbune nu mai este. Noi considerăm că a fost o greșeală imensă că au pus-o, acea taxă. Ne vom trezi cu noua Comisie Europeană, probabil că aceasta nu, care va porni o investigație de ajutor de stat împotriva complexului energetic Oltenia și Hunedoara, pentru că e același sector. Nu poți unuia să-i pui o taxă și altuia că produce pe cărbune să nu-i pui o taxă. Și ne vom trezi că
atât CEO cât și cu Nedoara, vor trebui să dea banii ăștia înapoi și atunci chiar i-am băgat în faliment. Oamenii ăștia nu se gândesc. Oricum, Oltenia are probleme mari. Are probleme mari cu certificatele de CO2. O să-i mai dăm și o problemă. Probabil acest guvern o să-i mai dea și o problemă. În loc să scoată taxa pentru toți, s-au gândit să o scoată doar pentru Oltenia, zicând că fac un lucru bun. Nu e un lucru prost. Pentru că rezolvi o lună, două, trei, după care se va porni o investigație și va trebui să dea banii, vor trebui să dea banii înapoi. Riscă să se închidă complexul? Dacă vom ajunge, dacă nu scot această taxă și rămâne așa în continuare, înțeleg că va fi, asta a apărut 114 bis. Înțeleg că va mai fi un 114 bis-bis, care probabil va fi luna următoare, că încă nu s-au înțeles pe această taxă. Au renunțat la plafonarea prețului la consumatorii industriali, o mare greșeală care au putut să treacă prin cap să plafoneze prețul la clienții industriali. Dacă pentru populație poți să înțeleg că poți să protejezi, pentru clienții industriali sună așa, eu vând gaze acum, eu stat îți spun că vinzi cu prețul la gaze la toată lumea. De ce nu s-ar aplica și la cartofi? Eu vând cartofi, de mâine vinzi cartofi la toată lumea cu prețul ăla. De ce nu s-ar aplica și la haine și la tot? Deci, gândiți-vă cum ar fi ca un stat să dicteze prețurile. Păi chiar în Constituția României scrie că suntem o piață liberă. Nu mai vorbim de tratatul de aderare. Deci au încălcat în acel 114 Constituția României, tratatul de aderare, au încălcat tot. Și ne-am și trezit cu procedură de infringement, declanșarea procedurii de infringement, în condițiile în care România are președinția Consiliului Europei. De aia suntem în momentul de față izolați. Și nu știu, izolați în Europa în toate domeniile, dar în energie nimeni n-a spus. A fost un consiliu informal pe energie săptămâna trecută prin Parlament, ascuns așa. Nu l-au făcut cu față pentru că mulți miniștri au refuzat să vină din alte țări miniștri a energiei. Și s-a încercat ca România să scoată la acest consiliu informal o concluzie pe securitate energetică nucleară. Deci ce s-a întâmplat? Toate statele au refuzat să adopte documentul României, n-a spus absolut nimic guvernul României, inclusiv statele care au ca prioritate energia nucleară, alea care n-au ca prioritate, puteam să le înțelegem, și cei care dezvoltă energia nucleară au refuzat să aprobe concluziile pe care le-a propus România. Pe ce motiv? Sau? Nu au dorit să le aprobe. Deci suntem într-un cont de umbră, suntem împinși într-un colț datorită acestui guvern. Asta este un alt motiv. Nu mi-aminte să fi făcut guvernul vreo precizare pe subiect. Păi tocmai de asta n-au făcut nicio precizare pe acest subiect și vrem să ne spună în Parlament, domnul Anton Anton, ce s-a întâmplat la Consiliul acela informal, de ce nu l-a anunțat. S-a auzit doar că ar veni domnul Caniete. A fost Caniete comisarul pe energie, dar atât. N-a fost nimeni din Parlament invitat, n-a fost nimeni din alte părți invitate, doar guvernul și cu omologii, o parte din omologii celălalt. Deci suntem un guvern care deține președinția Consiliului Europei și avem cele mai multe proceduri pornite de infringement împotriva noastră. Suntem într-un paradox. Ori așa ceva nu e normal. România nu e normal să fie tratată, să fie pusă la colț datorită unui guvern PSD-ALDE care este incapabil. Și mai atacăm un punct foarte vulnerabil al acestui guvern, al Ministerului Energiei, politizare excesivă a companiilor de stat. Deci sunt companii unde statul este acționar majoritar sau semnificativ, unde este plin de oameni ALDE. ALDE. Deci sunt oameni puși de către Daniel Chițoiu, care este de fapt ministru din umbră al ALDE, al energiei. Oameni puși pe funcții. Problema nu e că ar fi oameni din ALDE. Problema e că sunt incompetenți. Sunt oameni care n-au nicio legătură cu domeniul energiei și care distrug. Le-au dat niște salarii foarte mari, au pus oameni în consilii de administrație care au 10.000, 15.000 de euro pe lună. Sunt indemnizații cam de 20 de ori mai mari decât la companiile multinaționale similare, cum ar fi Enel-ul, de exemplu, sau E.ON-ul sau NG-ul. Și care, dacă cumva îi dai afară, au clauze. Au clauze de trebuie să ia vreo 10-15 salarii înapoi. Deci, după ce i-au pus, s-au și asigurat ca să nu poți să-i dai afară. Deci, afară. Practic, trebuie să le plătești 15 salarii sau 10 în cazul care îi dai afară. Dacă îi dai afară. Motivat sau nemotivat? Nu are importanță, pentru că sunt contracte de management, le-au făcut niște concursuri de ăștia așa pe colțul mesei și i-au pus acolo. Iar aceia, numai că nu-și fac treaba. Dar au angajat la rândul lor alți oameni și să fac structuri al organizației de partid ALDE în toată țara pe companiile din energie. Ori așa ceva nu se poate. Trebuie să oprească și trebuie să înțeleagă că nu putem politiza companiile din domeniile strategice așa că vrem noi.
Sunt lucruri care le-am pus și care sunt trecute în, în moțiunea simplă pe energie. O să vă las și dumneavoastră ca să, tot textul ca să-l, ca să-l aveți, pentru că nouă ni se pare că trebuie să le discutăm, că ajunge, trebuie să le discutăm și ne bucurăm că totuși a fost acceptat. De câte voturi are nevoie această moțiune să treacă? De majoritate simplă din cei prezenți. De majoritate simplă din cei prezenți. Acum, dacă vor fi toți prezenți, sunt... O să urmeze o perioadă de negocieri cu celelalte partide, de discuții, v-ați eu sunt foarte curios. Eu sunt foarte curios dacă cei de la PSD, care știu că au nemulțumiri vis-a-vis de anumite probleme din Ministerul Energiei, vor vota. Credeți că vor fi și de la PSD? Dacă vor fi lăsați la liber, sunt convins că da. Că vor vota. Cum vedeți și la moțiunea simplă cu Tudor Electoare. Ba ar vota, ba nu sunt lăsați. Dacă ar fi lăsați la... Bine, acum domnul Dragnea a și spus acum câteva minute că PSD practic nu-l mai susține, deci mână liberă l-a votat moțiunea în PSD. Sunt mai puțin de două luni până la alegerile europarlamentare din 26 mai. Cum se pregătește PNL Mehedinți pentru acest prim test al votului din acest an? Suntem în prim proces de pregătire, practic am început de o lună și ceva pregătiri, am avut întâlnire cu fiecare organizație în parte, de mâine încep din nou întâlnirile cu organizațiile în parte pentru a le da obiectivele electorale pentru fiecare în parte. Probabil că în două săptămâni terminăm și această întâlnire cu fiecare, avem 66 de organizații, inclusiv municipiul, reședință de județ. Avem un plan foarte bine pus la punct de deplasări în județ. Pe 4 mai vom avea din nou o vizită a președintelui Orban împreună cu capul de listă cu Rareș Bogdan, probabil că va veni Cristi Bușoi, care e severinean, Marijan Marinescu, vom avea iar întâlniri cu severinenii, pentru că de zilele Severinului se strânge foarte multă lume și eu vreau ca să discutăm, să apucăm să discutăm cu cât mai mult, vom avea deplasări în județ. Vreau să vă spun că tonusul organizației este foarte bun și de asemenea simt pulsul oamenilor, s-a făcut o schimbare, s-a întâmplat un declic. Și acest declic, eu cred că se va simți la vot. Există o saturație la nivelul județului în ceea ce privește actuala guvernare? Da. Sunt oameni care vin se simte o saturație, sunt tot felul de oameni care vin, pe care nu-i cunosc și care vin și mă opresc pe stradă și îmi spun că ne susțin, ne mulțumesc. Deci chiar se simte o schimbare, cum să vă zic, ca în... Eu nu am simțit-o pe aceea pentru că nu eram chiar așa implicat când a fost alianța, da. Dar am simțit-o pe aceea Convenția Democratică. Deci se simte cam ca atunci, așa se simte un val al schimbării. Dar care sunt principalele nemulțumiri ale oamenilor în general, cei care caută? Trăiesc mai bine? Toți clamează PSD-ul că a mărit salariile. Păi o fi mărit salariile numai că... Nu prea se simte la portofel. Nu se simte în buzunar, inflația în luna aceasta e de 4% iară. Deci prețurile la gaze au crescut, prețurile energiei electrică au crescut. Nu poți să minți în continuu. Și sunt foarte supărat să știți că îi mint. Adică noi în Parlament, când a fost bugetul, am pus un amendament și cu greu l-am trecut, am reușit să-l trecem, de mărirea alocațiilor copiilor. L-am dublat. Pe cine credeți că a înghițit că PSD-ul a venit și a dat ziarele acele la pensionari și au spus că i-au mărit? A început lumea să injure. Deci nimeni nu-i mai crede că fac. Ei încearcă să, pe toate canalele, să preia mesajele pozitive pe care opoziția le face și să-și le aroge. Nu-i mai cred. Nu cred că e o strategie bună pentru ei ceea ce fac. Iar faptul că încearcă să îngenuncheze justiția, că nu vorbim decât de justiție, că noi nu putem vorbi de economie. Nu vorbim decât de justiție. Cum să-l scape pe Dragnea? Și astăzi vorbeam dacă CCR-ul se pronunță. S-a amânat până mâine. Mâine o să vorbim de același lucru. Dacă se pronunță, care dacă se amână, cum se va pronunța? Nu se va pronunța. Dacă se va pronunța favorabil, atunci Dragnea va avea de câștigat. Nu vedeți? Deci ne învârtim în jurul unui singur om. Și cred că lumea s-a săturat. Și au unei singure teme. Dacă... Și singur, lumea s-a săturat, vrea și altceva. Și este evident că se uită spre opoziție cu încredere. Și mi-aș dori să vină la vot. Eu nu le spun să vină să voteze PNL-ul, dar să vină la vot. Să vină să voteze ce vor ei, să vină cât mai mulți la vot. Dar credeți că prezența la vot de data asta va fi mai mare decât în alte dăți? Din toate la alegerile europarlamentare știm că, în general, prezența e destul de scăzută. E mai mică. Eu sper să fie mai mare și simt așa că lumea dorește să vină la vot. Nu știu ce să vă zic. Sper că va fi mai mare cu 2-3 puncte procentuale față de ce s-a întâmplat în urmă cu 5 ani la alegerile europarlamentare.
Și trebuie să vină dacă vor... Deci și oamenii trebuie să înțeleagă că nu poți să protestezi numai pe Facebook sau numai în Piața Victoriei. Vino și protestează la vot, cu ștampila de vot și votează ce vrei. E foarte important lucrul ăsta. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre una dintre cele mai mari probleme, spun eu, cu care se confruntă România, lipsa autostrăzilor. De ce credeți că insistă PSD să apeleze la parteneriatul public-privat pentru construirea autostrăzilor în loc să ia bani de la UE? Păi banii de la UE ați văzut cum sunt. Sunt bani care, ok, ei... Sunt pe degeaba, dacă sunt pe degeaba, întrebați ei, pe mine. Că ei cheltui, dar trebuie să justifici. Și cum îi faci licitațiile și cum îi cheltui, că ați văzut ce se întâmplă cu Olaf-ul când vine după. E, parteneriate public-private sunt cu firme private care aduc finanțare și care cheltui așa cum vrei tu și nimeni nu te întreabă. Cel puțin acum, probabil că odată te va întreba și acolo, că și firmele vin cu bani de la bănci și te vor întreba dacă... Deci este evident că ei evită să cheltuiască banul public, evită să, banul european și încearcă tot felul de șmecherii să aducă bani din Rusia, din China, din Turcia, în așa fel, bani care pot să-i sifoneze. Când ar fi mult mai simplu. Când ar fi mult mai evident, mult mai simplu. Ca și cu spitalele regionale, că numai la autostrăzi. La începutul guvernării ziceau că fac și programul o spitale regionale, dintr-o dată s-au trezit că nu mai fac niciunul. Și că fac un parteneriat public, că nu mai sunt bani. Și fac un PPP-ul la Constanța cu Ministerul Apărării și cu turcii. Dar de ce nu se fac autostrăzi în România? Că tot... S-a făcut mare eveniment pe un metru de autostradă. S-a făcut mare eveniment pe un metru de autostradă, dacă ați ști. Eu aș da cu bomba, vă spun sincer. Nu e domeniul meu de Ministerul Transportului, aș da cu bomba în Compania Națională de Autostrăzi, în aerul acela. Deci acolo e un director, Neaga, care, după părerea mea, e cel mai mare frânar al dezvoltării drumurilor și autostrăzilor și drumurilor naționale din România. El încurajează companiile care câștigă licitațiile ca să găsească tot felul de chichițe, să dea în judecată statul român pe la curțile de arbitraj, în așa fel încât să ceară bani. Pentru orice. Și mi-am propus ca săptămâna viitoare să fac o solicitare, o interpelare parlamentară Ministrului Transportului, să-mi spună și mie care este situația litigiilor, atât pentru căile ferate române, că și acolo sunt tot felul de litigi, cât și pentru CNAIR, cu aceste companii care lucrează la drumuri. Pentru că informațiile mele sunt așa că vorbim de miliarde de euro de despăgubiri pe care statul român trebuie să le dea companiilor. De aia nu se fac. Pentru că există o mafie în interiorul Ministerului Transporturilor, patronată de CNAIR. Mă întreb cine îl ține pe acest domn director Neaga. De nu este schimbat, că pare etern. Ba, mai vine un guvern, îl mai schimbă câteva luni, după care iar apare. Cine îl ține acolo în funcția aceea ca să facă aceste lucruri? Pentru că statul român clar nu câștigă. Deci are de pierdut și are de pierdut o groază de bani. Domnule Virgil Popescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim!